Apropo, când vei închide ochii, unde vei merge? Dragii mei, asta nu înțeleg în România. Nu vorbesc de alte popoare, dar în România nu înțeleg un lucru. Omul vrea să trăiască cum vrea el, face toate păcatele care le vrea, dar înainte să închide ochii, să gândește, bă, ce, sper că acum mă cheamă și Iisus cu el. Păi oameni buni, eu când m-am căsătorit, eu n-am ieșit în stradă și am zis, bă, care e fata, hai cu mine, hai să se semnezi la primărie de cu mine. Eu câteva luni, un an, un an jumate, am vorbit cu viitoarea mea soție, ne-am pus de acord, ne-am iubit, am ținut unul la altul, am văzut că avem același principii și am mers și am semnat. N-am zis în ziua anunții, vedem ce-o fi. Auzi, dacă te-ți rămâne ce-o fi. Nu, vedem ce-o fi, nu știu. Așa și ce mai mulți. Dacă mor la noapte, ce-o fi? Nu știu. Îți spun ce e, ei, iad. Dragii mei, dacă eu plec acum de acasă și voi, eu mi-au o plasă în mașină cu mine și voi mă întrebați unde pleci, frate Cristi? Nu știu. Domnul știe. Sute de posibilități, pot să mă duc la bancă, la farmacie, la Oșan, la Lidl, la ce vreți voi. Și totuși eu știu unde mă duc. Dincolo e mult mai simplu, că sunt numai două posibilități. Unde mergi? Pavel, unde mergi? De acum mă așteaptă nună, pe care mi-o va da însuși. Păi, dar cum să, să nu știu unde mergi, oameni buni? Păi, dacă trăiesc în minciună, în furt astăzi, în, în hoție, în imoralitate și închid ochii la noapte, eu știu unde mă duc, dar nu e simplu să mă duc. Pentru că eu știu că în cer numai sfinții, sfinții intră. Cei care au fost spălați prin jertfa lui Hristos. Eu nu pot să trăiesc cum vreau și să mă duc să fac păcate în cer. Că spune Biblia că afară sunt păcătoși. Mai vrea asta să spui, Doamne, și eu vreau să mă pocăiesc. Mi-aduc aminte de o fată sub 30 de ani din Suceava, omorit, nu numai cu câțiva ani. Maică s-o ținea în brațe în ultimele secunde și în ultimele minute, în ultimele ore și ea intra în comă câteva minute și apoi își revenea. Când intra în comă, zâmbea în continuu. Și mai s cu lacrimi în ochi, zis, de ce zâmbești când intri în comă? Și au zis, cum să nu zâmbească? Zice că Domnul mi-a locul în care mă duce. Cum să nu zâmbească? Că e important nu dacă mor la 26 de ani sau la 30 sau la 90, că nu lungimea vieții e importantă, ci calitatea vieții e importantă. Cum să nu zâmbească? Zice. Eu știu unde mă duc, nu? Pavel nu a zis către Timotei, Timotei, bagă un avocat să mă scoată de aici, că e dezastru aici. Adu-mi depresivele. Nu. O zis, Timotei, te vor... asta e ultima mea epistolă. Asta aia a fost ultima lui epistolă, parafrazez, da? O zis, Timotei, te vor întreba frații cum au fost ultimele cuvinte, să le spui așa. Am păzit credința. Unii își păzesc telefonul. Nu există demon mai mare ca telefonul ăsta. Bă, nu cumva să te atingi de el. Cât baterie, fuge pe în casă, dă să găsească cablu sufletul nu are baterie de nu, nu știu câți ani și nu le interesează. Ați înțeles ce spun? Dar pentru gata, zice. Am păzit, am păzit poșeta, nu cumva să o ia cineva. Am păzit credința Timotei. M-am luptat. Să ajung și eu mare în România, mă, nu. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergare. Timotei, în următoarele luni de zile, în următoarele săptămâni, voi trece linia de sosire. Vreau să spun Timotei că văd deja cu luna care mi-e pregătit. Și nu o să pune Dumnezeu pe niciun înger să mi-o dea. Mi-o va da El însuși în ziua aceea. Când îl voi vedea față în față, atât de bine o să fie. Care o să fie ultimele tale cuvinte?